Hai cu neața și cu toate alea. Astăzi am ieșit să explorăm Georgetown. Și suntem nedomeriți aici cu autobuzul ăsta. Ne tot uităm pe aici, pe la tabele, pe la stații. Și ce găsim noi în Google Maps nu prea se găsește pe aici. Acum am zis că așteptăm și noi autobuzul și punem o întrebare. Tu te-ai apucat să scanezi codurile QR pe aici? A, mă trimite în map. A. Nu e, luăm autobuzul și... Nu știm cum se procedează biletul. Da. Probabil că dacă nu e nicio stație și nu am văzut nicio informație de cumpărat online, plătim în autobuz. Adică am stat mai bine de 10 minute și n-a venit niciun autobuz, așa că am comandat mare grab. Ne costă 13 lei și o să vină în 3-4 minute. Ne grăbim pentru că o să se lase seara și nu mai putem filma. Mai ales că s-ar putea să mai dea o ploaie. Asta, aici, acum plouă, peste o secundă nu mai plouă, peste 5 minute plouă din nou. Mergem mai repede să vedem ce avem de văzut. Ne strică toate planurile. Toate jucăriile. Ce mască ai, mă? Îmi place? Mai bine fără. Da, de acord. Hello. Actually, it's not pick up on it. Yeah, but grab point of the grab put me here. on my app the point because is if I come here, yeah? If I press I'm already here. Yeah. It won't show up. I cannot press. Because I have to go to the place. You see, my point look, it was here. Here. Because it's so strict garden there. Am ajuns la destinație. Aici avem un templu și imediat aici sunt aceste cărucioare, nu știu cum să le numesc, care sunt emblematice pentru această zonă. Ce știm despre Georgetown? Georgetown este capitala mondială a street food-ului, iar centrul istoric face parte din patrimoniul UNESCO. Iar noi acum ne aflăm pe una din străzile emblematice al orașului Georgetown, care, bineînțeles, face parte din patrimoniul UNESCO. Și pe această stradă ar trebui să găsim, din ceea ce am văzut pe internet, foarte multă artă stradală, tot felul de graffiti, temple, street food. Acum nu suntem siguri că vom găsi în timpul săptămânii. Acum este luni, mai este și Ramadanul și nu știm dacă e doar în weekend sau și acum, dar eu zic să mergem prin acest centru împreună să descoperim dacă vom descoperi ceva. Eu tare curioasă sunt. Da, pare liniște. Asta vreau să zic, e puțin liniște, e puțin ca multă liniște pentru o stradă renumită. Și cu aceste, nu pot, cum să ne zic? Nu știu, am zis motociclete, biciclete, biciclete. Da, biciclete renumite, pare că stau degeaba și de obicei, bine, mă rog, cred că turiștii le folosesc mai mult decât. Aha. Hai să dăm o tură. Având în vedere că nu prea turiști, nu prea plimbați cu bicicletă. Seara este luminat, cred că seara e altă poveste. Se aprind toate pe aici. Cu siguranță, da. Aha. Ia. Bag așa. Aici avem magazine de suveniruri. Tot felul de... Aici sunt chinezării. Iar aici... Brățărici, da. 10 lei. 15 lei? 10 lei, 15 lei. Brățărici. Aici lângă tot brățărici. Nimic special așa în magazinul ăsta de suveniruri. Că brățărici asta găsești peste tot. Aici, de aici poți să închiriezi bicicletă. Și costă 20 de lei o oră. 20 de lei ora? E bine, ținem cont că e centru, e ok. Aici avem arta orezului. Și sunt, cred că sunt chestii făcute din orez. Am niște bobițe de orez de acolo și probabil că fac suveniruri cu ele. Această bicicletă este, cred că, una dintre cele mai pozate biciclete de pe Instagram, exact de aici, din Armenian Street, din Georgetown. Dacă o să căutați după această locație,
o să vedeți mii de poze exact în, în acest loc. Arată bine, dar e, e full de poze. Păi, vrei deja... să faci și tu poze? Nu, nu, nu. Nu o să fac poze la bicicletă. Pe o perete. Deja... o să vedem. Dar nu stau să... Da, da, da. Păi deja, uite, aveți turiștii care, care da. Au venit, s-au oprit, s-au oprit aici să facă poze. Hai. Mai departe. Ne-am dus până undeva după această intersecție și nu mai e nimic încolo. Așa că o să luăm înapoi și o să mergem să vedem. Mai sunt niște străduțe adiacente, așa, stânga, dreapta, vedem ce găsim acolo. Dar în primul rând trebuie să găsim o cafea. Și am văzut aici una. Acum să vedem dacă o fi deschis. Intrăm și noi înăuntru. Văd că, și văd că scrie open. Vedem dacă putem să stăm înăuntru. Dar e, e super pustiu, super pustiu. E, e jale, e trist când nu vezi pe nimeni. Băga capuș, mi-a zis hello. Ok. Dacă te-ai hello, e bine. Ah, hai că e bine. Alina și-a luat o cafea din asta tradițională. Cred că chinezească tradițională, pentru că aici sunt numai magazine chinezești. Și... cafea sărată. Explică-i tu, da? Cafea sărată. Da, cafea sărată. Sare de Himalaya. Mă rog. N-am pus niciodată cafea cu sare. Doar din greșeală, acum ceva ani, că am pus sare în loc de zahăr cu cafea. Și... deci din greșeală, acum... aș vrea totuși să încerc pe bune o cafea cu sare, așa cum unii oameni... Da. Da. Eu mi-am luat normal, eu n-am curaj. Mi-am luat un latte normal. Asta de aici. E drăguț așa, cafeneaua asta. Pe vechi așa. Dar tot ce am văzut aici, de când am venit, am zis, toate business-urile de aici sunt conduse de, de chinezi, numai chinezi aici. Da, am văzut că se fac asta încă de aici, de da. Acum niște detalii interesante. Pe fiecare masă sunt aceste miniaturi. Asta este o mașină de măcinat cafea. Asta este un cântar. Și asta este un televizor. De la pe tub. Unde avem și parola de la Wi-Fi. Drăguț. Ia vezi, Alina. Mie mi-e și frică să mă uit când bei. Cred că este cafea simplă, dar pare să aibă fumă. Deși arată... nu arată să aibă lapte înăuntru. A zis că a pus un pic de zahăr înăuntru. Și 2 kg de sare, ia vezi. Care ești tu? Are lapte? Da. Te simte sare foarte bine. Foarte bine. N-am ajuns la cafea. Da. Am băut doar spumă. Acum să știu, acasă să-ți, să-ți mai fac glume. Toată aroma și tot ce înseamnă parfum, gust, îți ține în ce e deasupra. La cum se vede, știți că ai mari din ăla. Să vezi ce glume să fac, de nu se pune un kil de sare în cafea. Să-mi zici că mi-a pus sare. Nu, no, așa îți place ție. Boss, nu așa, tanker e bună. Da? Îmi place, da. E sărată, e sărată. Da, e cafea normală, doar că e sărată. Deci, de acum înainte, o să bei numai cafea sărată. Când mergem la Starbucks, să ai lângă tine, să ai la tine un pliculeț de sare și spui acolo. Trebuie să-mi adun informații, să citesc despre cafeaua cu sare, să văd ce beneficii are. Are, sigur. Da. Mai multe decât cu zahăr, sunt sigură, zahărul. O să reții multă apă de la sare. Haideți să o luăm și pe străduța aceasta. Aici mai găsim ceva altă stradală. Dar uitați-vă și voi, cum este totul închis. Gratiile sunt puse. Iar asta, datorită COVID-ului, prietenului nostru de 2 ani de zile, prietenul tuturor. Dacă ăștia aici în Malaezia, sincer, ne-am avut așteptări foarte mari de la Malaezia când s-a deschis, însă e foarte complicat ca turist acum în Malaezia, pentru că nu găsești nimic de făcut. Uitați-vă și voi, stradă unde aici erau sute de oameni în acest moment, la ora asta, luni. Acum nu este absolut nimic. Și mai este încă o chestie, mai e și Ramadanul. Da. Bine, nu cred că ar fi contat foarte mult dacă nu era, pentru că aici restricțiile încă sunt la putere. Încă sunt sus. Sus, mască peste tot, QR code din ăla peste tot, trebuie să fii vaccinat de 3 ori. Așa că vă dați seama că nici turiști nu vin în condițiile acestea. Noi am venit pentru că am fost
am fost nevoit să părăsim Sri Lanka și am zis, bă, mergem la sigur în Malaezia că, na. Avem ce vedea. Că avem ce vedea și unde am fost noi și ne-a plăcut. Dar să nu-ți revii după 2 ani de zile încă să ții oamenii așa, să-ți țin afacerile închise, este nasol. Dar noi mai avem un pic de speranță și ne mai plimbăm. Ne mai plimbăm, ca să vedem ce găsim. Da. Tu ai zis mai devreme datorită, dar de fapt e din cauza COVID-ului. Da, din cauza COVID-ului, prietenul nostru. Imediat cum am ieșit de pe Armenia Street, am dat de această moschee. Are una destul de mare și încă e liniște, dar nu mai durează mult, încă vreo oră și începe să cânte. Ai făcut socoteala? Cam așa, da. La ore? Bine, știu acum seara, dimineața nu-mi dau seama, o aud așa, dar cântă și undeva dimineața, pe la 5, pe la 7, 8, are mai multe ore. Hai încolo, pe stradă. Sunt puțin dezamăgită, să știi, pentru că chiar am avut așteptări. Din moment ce Malaezia a zis, s-a deschis pentru turism, haideți, puteți veni, da. Puteți intra în țară. Și când ajunge aici și tot închis? Când ajunge aici și tot închis. De asta am venit să văd, vreau să vizitez. Ce să vizitez? Temple goale, închise? Da. Și străzi cu... Da, aia e. Mai facem o încercare. Părăsim acea zonă unde, din păcate, nu am văzut nimic și mergem către o piață de asta de street food, pentru că Georgetown-ul, încă o dată vă spun, este numit capitala mondială a street food-ului. Dacă și în piețele astea de street food nu e nimeni, e pandemie, ne suim în avion și plecăm. Garantat. De nou, nu e de stat, așa că pierdem... Cum să zici că n-ai văzut nimic aici? Pierdem timp. Uite, artă stradală, uite. Păi da. Dar în poze era mai mult artă stradală. Și mai mulți oameni și tot felul de... Mai multe magazine deschise. Tot felul de tărăbuțe, de... Măcar observăm și noi niște clădiri din asta foarte vechi. Sunt frumoase. Chiar arată bine. Și pe stânga și pe dreapta. Astea sunt clădiri foarte, foarte vechi. Au peste 100 de ani. Dar tot așa. Foarte mulți chinezi pe aici. Ăsta este un magazin din ăsta de, cred că de chestii de religie, nu? Parcă așa arată. Cred. Uite și pe șefa aici, care udă zambilele. Așa. Magazin de suveniruri, dar toate chinezești. Uite, Elena, că am ajuns și în China. Că ziceai tu că China, uite, am ajuns în China. Și oamenii pe stradă, la fel. Mă, chinezi? Cred că suntem într-un ceva, într-un fel de Chinatown, așa. Au început să apară tarabele astea de street food. Să dăm și noi un ochi. Bine, acum așa, dăm așa. Uite, aici au un pui ceva și au, se poate mânca înăuntru. Deci e bine. Aha, da. Și arăta bine și miroase și bine. Au, deci și pe bătrânul ce face aici. Niște tăiței din ăștia, ce ori fi ei. Ha, și avem aici, avem unde să mâncăm. Ha, hello. Noodles, ha, ok. Good. Hai să mai vedem. Aici, ha, tot așa. Aici sunt chestii, după cum arată, sunt mai mult chestii indiene, știi? Hai mai în față, aici avem ceva, nu avem nimic. Aici ceva suculete. Da, eu cred că deja știu unde mâncăm. La primul ăla pe care l-am văzut că arăta bine și mirosea bine. Aici și cu ce seamănă? Seamănă un pic cu străduța aia din Thailanda, bine, la 1% din cât erau acolo. Aici la fel, noodles, tot chinezește. Pachetele de primăvară, ia uite. Așa. Hai,
Now we just want to look to see what we have. Yeah, thank you. Și pe partea cealaltă, și aici e ca o piață. Și bănuiesc că înăuntru găsești tot așa, mai multe tarabe, cu de toate. Uite, aici tot noodles. Ceva fructe de mare mai mult. Da, aici înăuntru sunt foarte multe meniuri cu fructe de mare. Și eu nu pot să mănânc, că am alergie. Eu mor dacă mănânc din astea. Da, aici sunt ceva de fructe de mare. Da, peste tot la fel, fructe de mare. Hai acolo unde am văzut prima dată, că tare mi-a făcut cu ochiul. Și mi-am comandat o supă din asta și un meniu din asta, ceva pui cu ou și cu castravete. Sper să fie ok. Dar arată oricum, arată și miroase foarte, foarte bine. Aici este bucătăria cu toate preparatele. Le face frumos aici. Ăla cu gheruțe nu prea îmi face mie cu ochiul, dar am înțeles că se mănâncă aici gheruțe de astea. Ne-am așezat la această masă și mâncăm și noi, ca localnici. Prețurile sunt foarte bune. Sunt 6 lei. Ce vedeți voi aici sunt în lei. Că ringgitul și leu sunt aceiași. 5 lei, 6 lei. Aici la fel. 10 lei, 6 lei. Deci prețuri foarte, foarte bune. Și după cum am mai spus în toate vlogurile de călătorie, oriunde, dar oriunde, cred că mai puțin în Singapore, se poate mânca la buget. Aici, cu 20 de lei, poți să mănânci două persoane. Bine, o singură masă și să te saturi. Hai să o testăm. Să luăm așa o gură. E insupiță. Ce mi se pare mie ciudat este că s-au combinat gusturile, pui și cu pești. E, știi cum e asta? La fel ca cafeaua ta cu sare de mai devreme. Știi? Tu cum mănânci supa? Normal, cum o mănânci și pui cu pești. Că de aici e și vorba că puiul, peștele și uța se mănâncă cu mânuța. Da, tu o mănânci cu lingura. Eu mănânc cu lingura, dar am decât puiul și pește aici. Dar da, este bun. Este ceva nou. Deci noi unde am fost în Thailanda, am fost acum 2 ani tot aici în Malaysia, dar nu am mâncat așa ceva. Nu. Nu țin minte să fi mâncat combinația asta, pentru că nu era nimic pe de stradă. Unde? Da, dacă nu și era. Și nici la comandă nu găseai. La comandă găseai numai asta. KFC, pizza. Da. Dar da, este un lucru nou, este bun. Avem aici pe lângă carnea de pui. Avem acești noodles din orez. Hai să văd dacă mai descoper ceva. Nu mai descoper nimic. Nu, noodles, verdeață, astea sunt biluțele alea de pește. Și atât. Și ceva, da, ceva verdeață și ceva picant. Dar nu e foarte picant. Adică e normal. Simte așa puțin. E ok. Mi-a adus acum domnul acesta să încercăm. A spus că asta este burtă de porc. Ce ar trebui să fie jumări pe românește sau chicharrone pe mexicanește? Jumări! Doar că astea sunt foarte uscate și nu au grăsime cum au ale noastre. Ale noastre sunt mai mari și pe lângă partea aia crocantă mai rămâne și partea aia mai grasă. Bine, sunt și mai mari ale noastre. Știi cu ce seamănă? Cu chicharrone. Da, chicharrone e unul la unul cu ăsta. Unul la unul. Dar, uite, astea, spre deosebire de jumări, eu pot să le mănânc. Cred că la mine problema e cu grăsimea aia de lângă, da, de nu pot. Și mirosul. Nu-i mirosul de untură. Mie nu mi se pare. Asta nu, nu. Pentru că nu e grăsimea aia. Da, dar asta e de fapt burtă. Aha, e de la burtă, de la porc. Da. Depinde și dacă a fost ținută mult la congelator, că asta sigur a fost ținută la congelator după gust. Dar merge. E gustoasă, dar se simte. Dacă era proaspăt, dacă era altceva. E că și asta, dacă mănânci așa că guști, e ok. Dacă mănânci o farfurie, cred că te supedicați. Da, clar, trebuie să iei 3 ferment neapărat. Păi iau 4 ferment. Hai să vedem și puișorul, cum e Cezar.
Momentan nu știu, mă chinui să-l despart de os, că are ceva os. Și mi-e frică, știi faza aia când ai infarcturi ceva zeamă și te chinui, tragi și într-o dată când ai făcut așa, i-a sărit sus și lui vecinul de vis-a-vis. Și are ceva pieliță, dar până la urmă o să mănânc cu mânuța, cum am spus la început. Este bine făcut puiul. Foarte gustos, dar nu-mi dau exact seama ce sos este, dacă e de soia. Ți-ai dat seama? Sos de soia, da. Nu-mi dau seama. Dar am gustat din el, e sos de soia. La culoare, da, și eu zic că de soia, dar e chiar e gustos. Are același gust. Seamănă cu ce am mâncat la pavilion, oricum. Am luat o dată un pui exact așa, cu os. Semana. Da, da, ei nu ne deau sos de soia, ne deau altceva. Da, și ăla foarte, foarte gustos. All right. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, thank you. The food was very good. Thank you very much, sir. A început și ploaia între timp. Ăsta este norocul nostru, da? Deci noi de când am plecat azi de acasă, s-a oprit și a început ploaia de vreo 3 ori. Da. Și cred că mai poate. Mai poate, da. Da, a fost așa, slab. N-am plouat tare, da, să plouă odată și gata. Da, știi cum e, eu ploaie de aia care e suficientă. Bag acum aparatul să-l protejăm. Mergem către un supermarket să mai luăm ceva pentru acasă. Alina nu a mâncat pentru că mâncase mai devreme niște prostii pe care le-am mâncat și eu. Niște checulețe din alea. Adevărul că și mie mi-era foame, că nu mâncasem nimic. Adică ne-am trezit de la 8 și până când am plecat la 4 n-am mâncat absolut nimic. Și ne-am băgat în checulețe. Că acum alunea era sătulă. Dar o să mergem la supermarket. Să mai e chestii pentru salată, nu? Vreau să fac o salată, da. Perfect. Ne-am făcut cumpărăturile. Bineînțeles că a început ploaia a 7000 oară pe ziua de azi. Deci suntem pe baftă rău de tot. După ce că n-am găsit nimic în orașul ăsta, ne mai prinde și ploaia de 200 de ori pe zi. Nici nu știu dacă o să las acest vlog sau nu. Dar cred că o să-l las ca să vedeți exact așa ce se întâmplă, da, că dacă nu v-aș arăta, după aia poate spuneți, ia uite, n-o să mai facă vlog, n-am făcut vlog de acolo, știi? Am făcut, dar n-am găsit nimic, că ne mănâncă COVID. Am un miliard de... Nu, mă, sunt ok. Sunt ok, nu mai zic că am nervi. Că nu vreau să vă dau și vă o stare de-aia dubioasă și așa astăzi am fost mai pe hate așa pentru că am fost provocat. Adică să ieși în orașul ăsta unde se presupune că ar trebui să colcă-i lumea, să fie magazine, să fie voie bună, veselie. N-am găsit nimic, normal că te apucă toate alea. Dar sperăm în zile mai bune, poate în alt oraș. O să mai stăm câteva zile și dacă continuă să fie așa, plecăm undeva. Ma la apă, ma la o plajă, ma la oaia. Vedem, poate chiar părăsim țara. Vedem, așa că până în vlogul următor, vă mulțumim că v-ați uitat la noi și ne-ați suportat azi cu carul ăsta de nervi pe care ne l-au făcut oamenii ăștia aici. Și dacă nu v-ați abonat, știți voi, abonați-vă, nu că vlogul ăsta ar merita abonare, dar pot să spun că după foarte multe vloguri reușite a venit și unul mai de trompete, ca să zic așa, dar poate pentru voi a fost fun să-i vedeți pe Cezarao și Palinao cum își fac un car de nervi pe aici. Să aveți o seară plăcută sau dimineață, depinde când vă uitați la vlog. Alina, vezi că noi trebuie să traversăm. Vă dau și pe aia acum. Acum o să zică, bine, o să zică lumea, uite-o pe Alina ce cară, ce zara, umflatul ăla nu, hater, umflatul ăla nu cară, dar ghiozdanul meu are 20 de kg. Am cumpărat un supermarket-o. Am cumpărat multă apă, da, și am băgat la mine în ghiozdan. Așa că... Ne vedem în următorul vlog, vă mulțumim că v-ați uitat la noi până la final. Și ne găsiți și pe Instagram, Caesar Show, TikTok. Și abonați-vă! Și apăsați și like! Și clopoțel pentru notificări. Mai ceva? Nu mai am nimic. Haide, pa!